Slăviți să fie Domnul! Amen. Aceasta este seara pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Îl glorificăm, îl preamărim și îi mulțumim că ne-a ajutat să fim aici. Amen. Citim adesea în Faptele Apostolilor, capitolul 10, și ne facem așa o închipuire cam cum apărea sutașul Cornel. Citind istoria și citind caracteristicile care le aveau romanii ca să fie mai ales cei din frunte, mai ales să fie sutaș, îmi dau seama că era un om cu o statură deosebită, un luptător, un om viteaz, dar era și temător de Dumnezeu. Și acolo descrie calitatea pe care a avut-o el cu o căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Și ne facem așa o închipuire. Dar acum, în această seară, putem să vedem că lucrarea lui Dumnezeu continuă. Amen. Mări să fie Domnul. Și aici e dovadă că Dumnezeu lucrează la fel. Glorie lui. Amen. Erau slujbași împărătesc, aici sunt frații noștri care Domnul i-a scos la lumină, le-a arătat calea, adevărul și viața ca și nouă. Ca și nouă. Și aș dori ca toți să avem calitățile lui Cornel. Amen. Mările Domnului. Amin. Să fie o seară, seară închinată de Dumnezeu care ne-a adunat în această seară, numele Lui suntem aici, prezența Lui să fie peste orice inimă, peste orice gând, peste orice cuget și să ne bucurăm de ceea ce Domnul va lucra în continuare. Amin. Domnul este Cel care întotdeauna și-a ridicat mărturii, mărturii vii, că El este Cel care ascultă rugăciunea, e Cel care lucrează, e Cel care își întinde mâna și te scapă, cum zice Psalmul 50, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi asculta și tu mă vei proslăvi. Și vrem în această seară să fie o seară de proslăvire. O seară în care să ne bucurăm de lucrările care le-a făcut Domnul. Pentru că cei care vineau la Domnul Iisus Hristos și vedeau minunile care le face Domnul Iisus Hristos, crezi că tăceau? Nu tăceau. Tuturor le spunea ce a făcut Dumnezeu, ce au văzut ei, ce face Domnul. Și să știți că lucrarea nu s-a oprit numai în Israel. S-a extins și a ajuns și în România, s-a ajuns și la noi, și la Budapesta de Sus. În această seară ne vom lucra în prezența Lui Dumnezeu. Dar pentru toate acestea, ca Domnul să lucreze, ca Domnul să ne elibereze gândurile noastre, să nu fie în alte părți, cu alte treburi noi să fim prezenți aici, dar gândul nostru să fie în Germania, prin Austria, prin Franța, cine știe pe unde, ne rugăm la Dumnezeu să ne cucleze în acest har al Lui pe care îl mai revarsă, așa cum le vărsa peste cortul întâlnirii, încât israeliții vedeau acea putere, acel nor care se revărsa peste cortul întâlnirii și știau că e slava lui Dumnezeu. Se închinau înaintea lui Dumnezeu și îl preamăreau, pentru că era prezența lui Dumnezeu. Eu cred din toată inima că prezența lui Dumnezeu va fi în seara aceasta și este și acum și va fi în continuare peste toată lucrarea. Haideți să ne ridicăm și cu toți împreună rostim rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea care a învățat Domnul pe ucenici cum să se roage. Ne-a învățat și pe noi și o rostim în comun. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi a greșiților noștri. Și nu ne duce pe cale de ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava, de acum și până veci. Amin. Să fiu în mijlocul dumneavoastră, pentru prima dată sunt în biserica aceasta, și aș dori ca Duhul Sfânt al Dumnezeului Celui Viu să locuiască în fiecare dintre noi, începând de astăzi și până când va veni Domnul nostru Iisus Hristos. Vă rog să-mi permiteți să mă prezint, mă numesc Pop Marin, fac parte din Biserica Domnului Betania Unirea. Slujesc Domnului cu drag și atât cât Dumnezeu îmi dă putere. În apă sunt botezat din anul 2001. Dumnezeu m-a binecuvântat cu soție care este cu noi astăzi și cu 5 copii. Spun din toată inima că Iisus Hristos este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu și astăzi i-am simțit prezența în locul acesta. Aș vrea ca fiecare dintre noi să ne deschidem inima în ceea ce urmează și să nu vă uitați la noi ca și cum ar fi ceva, pentru că suntem niște oameni, o mână de pământ, ca și fiecare dintre oameni de acest pământ. Dar din toată inima
îi slujim Celui ce ne-a chemat la voastre și vrem ca atunci când ni se va termina firul vieții pe acest pământ, să auzim un glas dulce care ne va chema la El în Împărăția lui Dumnezeu. Asociația Polițiștilor Creștini din România, filiala Bistrița Năsău, suntem o parte. Și aș dori ca în ceea ce urmează Dumnezeu să vorbească, Dumnezeu să ne ajute să cântăm spre slava și gloria Lui. Noi nu am putea să fim niște instrumente în mâna Celui care ne-a creat și ne-a chemat la această oaste. Cu toții suntem egali. Aici nu are importanță gradul sau funcția. Toți suntem soldați, înrolați în armată. Cel mai mare dintre noi este Domnul nostru. A Lui să fie slava. Vreau să citesc doar două versete. Apoi, cu ajutorul Domnului, intrăm în slujire. Dacă se poate și afișa Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37. În ziua de pe urmă, spune Cuvântul lui Dumnezeu, și-ar dori fiecare dintre noi să ne gândim la această frază, parte din frază. Care dintre noi, care suntem aici, putem să știm că mâine, în dreptul nostru, va mai fi o zi? Poate fi astăzi, ziua de pe urmă, a mea, sau fiecare dintre noi. Zilele noastre, viața noastră, firul vieții noastre, este în mâna Celui care ne-a creat. Amin. Ne-a lăsat Duh de viață și tot la El vrem să ajungă. Amin. A Lui să fie slavă. Care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine, aleluia, și să bea. Aș dori ca orice vorbă și orice cântare să fie primită de noi, de fiecare în parte, cu drag în inimă. Și această apă vie să vină de la Domnul nostru, Iisus Hristos, și să ne cuprinde inima fiecăruia. Cine crede la Domnul Iisus în mine, din inima lui vor scurge râul de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. La Dumnezeu totul este posibil. Se poate ca în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să coboare peste unul fiecare. Amin. Să fie botez cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să fie umplerea vaselor noastre interioare. Să fie slava lui Dumnezeu să se vadă că este peste locul Duhul acesta. Și aici să zguduie locul acesta, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este la lucru. A Dumnezeului viu să fie toată slava. Acum, cu ajutorul Dumnezeu, vom cânta o cântare care este și inul Asociației Polițiștilor Creștini din România. Am dorit, dacă credeți și puteți, să ne ajutați în cântare, să cântați cu noi. Vrem, înainte de toate, mai mult ca orice, să-L slujim pe Cel care ne-a chemat la voastră. Amin. Sfânta vieții cărare, Iisus, la înălțimea medii.
Domnului slava cuvenită, numele Lui, numele Lui. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Adică, noi fiecare trebuie să-i dăm slavă nu unui om, nu unei personalități, ci lui Dumnezeu. Și de aceea nu spune nimeni să nu fim respectoși, nu spune nimeni să nu dăm întâietate celor care sunt înălțați în pregătorii. Dar dacă vine de la Dumnezeu, trebuie să-i și ascultăm. Dacă ne spune ce trebuie să facem și este aplicat în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci este bine să urmăm. Și în seara aceasta, fiecare de dumneavoastră o să auziți chemarea la mântuire, chemarea la pocăință, chemarea, dar este chemarea lui Dumnezeu. Dați voie lui Dumnezeu să intre în inimile dumneavoastră. Amin. Deschideți inima pentru Dumnezeu. Și îmi aduc aminte de o întâmplare care a spus-o, de o ilustrată foarte frumoasă. Spunea că un om pocăit s-a dus la un frizer. Și frizerul stând așa, se vedea cum se vede aici la dumneavoastră, se vedea strada și frizerul a spus că el nu recunoaște pe Dumnezeu. Nu vrea să știe de Dumnezeu. Și a zis, m-am săturat că toți care vin pocăiți la mine îmi spun că există Dumnezeu, să cred în Dumnezeu, să vin la Dumnezeu. Zice, dar eu nu pot, nu vreau. Și atunci omul acela de pe scaun îi spune, uite, vezi pe stradă un om cu părul mare, neîngrijit, zice, tu ești frizer. De ce omul ăla este neîngrijit și netuns? Zice, nu mi-a dat voie, nu mi-a dat ocazia, nu mi-a dat oportunitatea să îl îngrijesc, să-i dai părul și să-l aranjez. Așadar, în seara aceasta, aveți o ocazie deosebită. Prin oricine va vorbi, toți se vor referi la Dumnezeu, să-i dați voie să vă aranjeze viața, să vă mântuiască, să vă ierte, să vă vindece rănile, să vă vindece sufletul și să vă vindece inimile care timp și tânjesc după Dumnezeu. Vom avea chemare la mântuire. Să știți că în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 11, ci credem că noi și ei suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos. Mântuirea vine prin Dumnezeu, mântuirea vine prin, este un dar și este un har. Nu știm cât vom mai avea această ocazie. Nu știm cât Dumnezeu lungește harul. Nu știm când zice stop. Dar de aceea, în seara aceasta, suntem aici și să răspundem prezent. Să-i răspundem lui Dumnezeu, vino Doamne și în inima mea. Vino Doamne și în viața mea. Fiecare din noi avem nevoie de Dumnezeu. Yeah.
să binecuvântăm cu toții pe Dumnezeul Cerului și al Pământului, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Său și Mântuitorul sufletelor noastre și pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu din veșnicie, veșnicie. Amin. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți aceștia care suntem în casa Domnului. Ați făcut cea mai bună alegere în această seară. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră, soții, soțiile, copilașii, nepoții, cei ce sunt în țară sau dacă sunt în străinătate, fiecare unde este să fie și să rămână sub binecuvântarea Domnului Iisus. Amin. Înainte de toate vreau să dau citire la un singur verset și apoi am să vă spun mărturia cum am întors la Dumnezeu. Acest verset se găsește în Cartea Faptelor Apostolilor, pentru că toți o citim din această carte, capitolul 4, versetul 12. Și dacă sunt aici care nu sunt cu legământ, se ia bine seama în această seară. În nimeni altul nu este mântuire. Și repet, în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Amin. Amin. Nu există mântuire prin religii. Nu există mântuire prin preoți. Nu există mântuire prin faptele tale, prin meritele tale, prin cadouri sau prin zile de post, decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Singurul care și-a dat viața pentru noi este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a plătit pe cruce la Golgota prețul păcatelor mele și ale dumneavoastră. Și prin sângele Lui beneficiem de iertarea păcatelor. Slăvit să fie Dumnezeu! Toate acestea sunt scrise în Scriptură. Îmi plăcea din tinerețea mea să citesc Cartea Sfântă, Biblia. Cu toate că 52 de ani am făcut parte din biserica tradițională. Și eram un practicant al religiei ortodoxe. Mergeam des la biserică. Și am avut mulți prieteni preoți. Și îmi plăcea să stau lângă ei. I-am considerat oamenii lui Dumnezeu. Și aveam un respect deosebit, mai ales de hainele pe care le purtau. Și crea mie așa o stare în care îi vedeam pe ucenicii și pe apostolii Domnului Iisus Hristos mie. Până într-o zi în care am pus câteva întrebări acestor prietenii mei. Ceea ce spuneau ei nu era în conformitate cu ceea ce trăiau. Și atunci mi-am dat seama că există ceva care nu este clar. Și am venit la Cuvântul lui Dumnezeu și am deschis Cartea Sfântă la Evanghelia după Matei, capitolul 3, și vă rog să afișați pe ecran, nu mai citesc, ci dumneavoastră să urmăriți. Acest capitol este capitolul de Biblie care mi-a lucrat la inima mea. Și uitați ce spune. Era o vreme când Ioan Botezătorul propovăduia în pustiul Iudeii. Dar de ce Ioan Botezătorul? Și uitați ce spune Biblia despre el la versetul 4. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de corea. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Având această înfățișare, nu părea un om normal. De ce Ioan Botezătorul? Pentru că Dumnezeu a rânduit ca Ioan Botezătorul să fie cel care a pregătit calea Mântuitorului. Evanghelistul Ioan în Evanghelia lui, la capitolul 1, versetul 6, spune: a venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Ioan Botezătorul a fost trimisul de Dumnezeu ca el să pregătească calea. Cu toate că era fiul de preot, fiind întrebat într-o prejurare: ești tu Mesia? Ești tu prorocul? Ești tu cel pe care trebuie să-l așteptăm? Dar în smerenia lui, pentru că el s-a umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale, când Fecioara Maria s-a dus să-i dea vestea rudenii sale Elisabeta, pruncul din pântecele lui Elisabeta, care urma mai târziu să se nască și care era Ioan Botezătorul, a săltat de bucurie. A fost întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos din pântecele Fecioare Maria cu Ioan Botezătorul din pântecele lui Elisabeta. Și acolo el s-a umplut de Duhul Sfânt. Pentru că Ioan Botezătorul a răspuns: eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Uitați ce spune în versetul 2. Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. În România sunt câteva zeci, unii spun chiar sute de religii. În lume sunt câteva mii. Care e religia adevărată? De ce ne punem noi oamenii garduri între noi? Biserica voastră, biserica noastră. Când Hristos este unul singur, El a murit pe cruce pentru noi toți. Cine ne dă dreptul nouă să ne despărțim? Știți cine? Religiile create de oameni. Oamenii și-au făcut religie în anul 325
după Hristos, l-au tratat de la Nicea, când episcopii vremurilor nu s-au mai înțeles între ei cu privire la averea bisericii, la dogme și la tradiții și s-au făcut religii. De atunci sunt religiile și noi astăzi punem garduri între oameni. Dar cel care ne unește Aleluia! Și care ne dă viață veșnică este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, astăzi aici. Nu pe noi ne promovăm, ci pe Iisus, Mesia, Lui dă toată gloria, cinstea, slava și mărirea. Uitați ce spune cuvântul. Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Unde te poți pocăi? În religia ortodoxă, în religia reformată, în religia penticostală, în religia catolică? În care religie te poți pocăi? Nici într-una. Că despre religii, cuvântul Domnului, uitați ce spune. Iacob, fratele Domnului Iisus Hristos, ne spune în epistola sa, capitolul 1, cu versetul 26. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci chiar își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. În împărăția lui Dumnezeu nu intră oamenii religioși. Intră oamenii credincioși, lăudați să fie Domnul. E diferență între religie și credință. În această seară, Bunul Dumnezeu să ne mărească credința. Ca noi toți să avem credință în jertfa Domnului Iisus Hristos și prin Harul Său să intrăm în împărăția Lui. Dumnezeu să ne ajute. Spunea, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Ca să ai viață veșnică și să trăiești veșnic cu Iisus Hristos după moarte, pentru că există viață veșnică după moarte și o poți trăi în două feluri. Ori în iad, ori în rai cu Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să o trăiești în rai cu Fiul lui Dumnezeu, trebuie să te pocăiești. Pocăința este un proces care începe la botez și se termină când vine Iisus Hristos pe norii cerului să răpească mireasa Lui. Dar pocăința este scrisă în Evanghelie. Trebuie să fim împlinitori ai Cuvântului și Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sunt mulți oameni care se declară creștini. În Evanghelia lui, capitolul 1, cu versetul 1, la început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Oameni buni, Cuvântul ăsta este Dumnezeu. Dacă vrei să-L citești, să-L afli pe Dumnezeu și să știi despre El, vrei să intri în împărăție obligatoriu, trebuie să-L citești. Dumnezeu să pună un duc de citire a Evangheliei în vremurile acestea de har și Dumnezeu să lucreze la inimile dumneavoastră. Apoi în versetul 5. Locuitorii din Ierusalim. Ascultați bine, locuitorii din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la El, la Ioan, unde Ioan boteza oamenii cu botezul pocăinței de păcate. Scrie în acest verset că a ieșit copilaș la 6 săptămâni? Scrie! Păi cum putem să facem lucrarea? Și mai departe, uitați versetul 6. Spuneți-mi un copil care la 6 săptămâni sau la o lună sau la 2 luni a venit și-și mărturisit păcatele. Pentru că lucrarea nu este după Biblie. Astăzi trebuie să luați cu toți aminte să facem lucrarea lui Dumnezeu după Biblie. Locuitorii din Ierusalim. Știți ce înseamnă aceasta? Oameni maturi, oameni adulți care aveau păcate și pe care povara păcatelor îi apăsa în sufletul lor și nu mai puteau să scape nici prin mărturisire, nici prin post, nici prin jertfe, prin nimic. Pentru că atunci când păcatul te apasă, nu mai ai liniște. Dar când vii la Hristos și intri în apa botezului și îl recunoști pe El ca Domn și Mântuitor și îi spui în cugetul tău, care botezul este mărturia unui cuget curat, că Iisus Hristos pe cruce la Golgota și-a dat viața și pentru tine, atunci Hristos îți iartă păcatul. Știți dumneavoastră că nu preoții L-au răstignit pe Iisus? Nu Pilat L-au răstignit, ci noi toți. Noi toți. Hristos a purtat în cârca Lui păcatele mele și ale dumneavoastră. Astăzi aveți șanse cu toții să vă mărturiți înaintea lui Dumnezeu, să recunoașteți lucrarea aceasta. Că Fiul lui Dumnezeu a venit din Cerul Sfânt să ia păcatul dumitare și al meu și să-L arunce la cruce, la Golgota, ca eu și dumneata să avem viață în jertfa Lui, lăudat să fie Domnul. Când am văzut lucrarea aceasta, mi-am dat seama, eu care n-am botezat la 6 săptămâni, că nu botezul acela este important. Ci eu când mă mărturisesc, când vin cu mărturisire și îmi recunosc păcatele și apoi intru în apa botezului. Evanghelistul Marcu spune, cine va crede? Marcu 16 cu 16.
10 cuvinte din Biblie trebuie împlinite. Cine va crede? Primul lucru, credință. Copiii la 6 săptămâni au credință? Nu. Și se va boteza, acțiune personală, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. E atât de greu să înțelegem Biblia zilele noastre. Ce ne ține? De ce nu venim la Hristos? Știți ce ne ține? Dogme, norme, forme și tradiții. Aceasta ne ține. Și într-o zi vom avea o mare surpriză declarându-ne că suntem creștini și nu vom putea să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Nu vreți în această seară să vă schimbați viața? Nu vreți ca să ne întoarcem cu adevărat la Hristos? Pentru că Hristos este singur Mântuitor. Nu există altul. Nu există altă cale de mântuire. Numai Domnul Iisus Hristos. Apoi aș vrea să citesc versetul 11. Este cuvântul lui Ioan Botezătorul și tot se spune: cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Botezul oamenilor la maturitate este spre pocăință. El prima dată a spus: pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Din procesul de pocăință ești aproape să intri în împărăție. Eu vă botez cu apă spre pocăință. Mai departe: dar cel ce vine după mine, care este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Adică Domnul Iisus Hristos, după ce încheie legământul cu El în apa botezului, vine El Iisus și te botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Eu am pus întrebarea preoților: arătați-mi într-o biserică ortodoxă unde sunt 400-500 de membri un om botezat cu Duhul Sfânt. Și știți ce mi-a răspuns? Așa ceva a fost pe vremea ucenicilor. Păi zic, câtă rătăcire, că uitați, cuvântul este viu și lucrător, cuvântul este de actualitate. Eu vreau să fiu botezat cu Duhul Sfânt, că am citit că cine n-are Duhul Sfânt în Romani 8:9, nu este al lui Iisus. Aleluia. Eu vreau să am Duhul Sfânt, vreau să mărturisesc păcatele. Și a spus, trebuie înțelege aceste lucruri, ești un om nebun. Ce-a fi cu toată lumea, a fi și cu Dumnezeu. Auziți câtă rătăcire? M-a trimis la lume, unde ce se întâmplă cu lumea? Lată este calea, largă este cărarea și mulți merg pe ea. Și îngustă este calea pocăinței. Și strântă este cărarea pe care puțini o află. Bunul Dumnezeu să lase peste noi putere ca să aflăm cărarea lui Dumnezeu. Apoi am văzut lucrarea minunată a lui Dumnezeu. Din versetul 13, și dumneavoastră trebuie să luați seama, este cel mai important versete din Biblie în care noi oamenii trebuie să facem ceea ce a făcut Hristos. Domnul Iisus Hristos a spus: învățați de la mine. Amin. Nu învățați de la niciun preot, de la niciun pastor, de la nimeni, învățăm de la Hristos. Pentru că când ne vom sfârși alergarea, ne vom duce la El. Uitați ce a făcut El. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie... Păi cum avea nevoie Domnul Iisus Hristos de botezul pocăinței de păcate când El s-a născut Sfânt și este Sfânt veșnic? Dar pentru că era om, s-a dezbrăcat de slava cerească, a luat trup de om și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, El ne-a arătat nouă: învățați de la mine că eu sunt ca voi. A venit la râul la Iordan, a fost adus de mama Lui, a fost adus de nașă, a fost adus de tată. De cine a fost adus? Dumnezeu l-a trimis ca să ne arete lucrarea. Uitați cum spune. A venit la Iordan să fie botezat de El. Dar Ioan căuta să-L oprească. Pentru că știa că e Fiul lui Dumnezeu. Pentru că prin Duhul Sfânt l-a cunoscut în mulțime. Și uitați ce spune. Eu, zice El, am trebuință să fiu botezat de tine. Și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade, și luați bine seama, să Domnul să ne ajute la tot să împlinim. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Adică botezul oamenilor la maturitate este obligatoriu de împlinit. Este o împlinire condiționată față de care, dacă nu îl împlinești, nu poți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu poți vedea Împărăția lui Dumnezeu. Sunt mai multe. Și nașterea din nou și luat, dar botezul este primul pas pe care trebuie să îl împlinim. De atunci Ioan l-a lăsat. Pentru că dacă trebuie împlinit, trebuie să lăsăm să se împlinească. De îndată ce a fost botezat Iisus. A fost botezat Domnul Iisus Hristos. Noi de ce nu ne botezăm? De ce nu ne botezăm, oameni buni? Ce așteptăm? Nu mă lasă popa, nu mă lasă soțul, nu mă lasă soția. Ce-o zice oamenii, ce-a zice primarul, ce zice sora mea, ce zice?
Dar ce vei zice dumneata când te vei duce la poarta Raiului și Domnul Iisus Hristos a spune, pleacă de la mine că nu te cunosc. Ce vei spune? Păi am ascultat de popa, am ascultat de tată, am ascultat de mama, am ascultat de copii, să nu-i fac de rușine. Nu mi-am făcut încănunțele cu copiii. Aveți grijă, oameni buni. E vremea de har în care trebuie să ne întoarcem la Hristos. Nu știm cât va mai ține această vreme, dar într-o zi ușa harului se va închide. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și a auzit lucrarea mare și măreața lui Dumnezeu. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis. Cine a deschis cerurile? Dumnezeu din ceruri. Și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se închid de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. De ce s-a deschis cerul? Pentru că este lucrarea măreață de mântuire a fiecărui om. Când dumneata intri în apa botezului și închei legământul cu Iisus Hristos, ai unica șansă să deschizi cerul. Dumnezeu deschide cerul pentru dumneata. Dumnezeu a deschis cerul pentru noi toți și pentru parte din dumneavoastră. Astăzi este ziua mare de har în care Dumnezeu, dacă iei hotărâri noi, deschide cerul și scrie numele dumneavoastră în cartea vieții. Acesta este pasajul din Biblie care a lucrat la inima mea. Oameni buni, citiți Biblia. Nu ascultați de nimeni nimic. Citiți Biblia și împliniți-o, pentru că Dumnezeu spune, împlinitorii cuvântului vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sunt la pocăință de 4 ani și jumătate și mulțumesc lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că după 10 zile, după 10 luni, după ce am încheiat legământul cu Domnul Iisus Hristos în apa botezului, la 52 de ani, în Biserica Pentecostală Peniel din Londra, la o seară de stăruință după Duhul Sfânt, la unirea, Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a lăsat peste noi înțelepciunea cuvântului. Dumnezeu ne-a scris numele în cartea vieții. Și mai mult ne-am rugat pentru mama și la 75 de ani Dumnezeu a mântuit pe mama. Și ne rugăm pentru tata care este prim toratul în Biserica Ortodoxă și a zis, nu mai am liniște, trebuie să vii unde sunteți și voi. Și Dumnezeu să-l mântuiască și pe el. Și ne rugăm pentru copiii care sunt în lume. Și Duhul Sfânt ne-a spus, nu o să vă trec în țărâna pământului până când voi cu ochii voștri de carte să vedeți că toți copiii voștri mântuiți. Lăudați să fie Domnul, slăviți să fie El. Cineva spune vreodată că dintr-un păcătos ca mine a făcut un copil de Dumnezeu, mărire Domnului. Vreți mai multe minuni? Noi suntem dintre cei care înainte v-au primit. Astăzi venim să vă spunem că există o șansă la mântuire în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru tot ce ne-o dăruie El, slavă Lui în veci de veci. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți să fie. Thank you.
vrea să binecuvântăm numele lui Dumnezeu și mulțumim Domnului, dacă pot să lași încă o dată refrenul, atât de frumos, asta îmi place, nu am avut de mult. Credincioșii, știu un genunchi, să-l urce. Să-l urce. Și câteodată parcă ai vrea să mergi fugind. Și spunea un proverb, zice, nu știu cum se face, că totdeauna ăia care întârzie să vină la calea pocăinței, aleargă mai repede pe cale. Acum, probabil așa a fost și cu fratele nostru care a fost înainte, a venit mai târziu, dar a alergat mai repede și ne-a ajuns din urmă. Și a vrea Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Dragii mei, haideți să deschidem Scriptura la Matei, capitolul 6, de la versetul 19. Citim 6-7 versete, după care ne rugăm Domnului, după care ar vrea ca Domnul să ne dea putere, amin, să ascultăm cuvântul Domnului și să ne lumineze. Matei, capitolul 6, versetul 19, spune așa. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru, cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei, necazul ei. Amin. De puține ori în viață ne-am răspărut bine că slab. Dar în seara asta a fost un motiv prin care chiar am zis, măi, slăbit să fie Domnul, uite că e bine să fie slab câteodată. Aș vrea să vorbesc în această seară, pentru prima dată la dumneavoastră în biserică. Și aș vrea să vorbesc în această seară despre alternativele vieții. Pentru că fiecare dintre noi avem de ales în viața aceasta și putem alege, începând de la școală, unde vreau să mă duc, unde vreau să studiez, cu cine să mă căsătoresc, știu eu unde să lucrez, și putem să alegem. Și avem alternative în viața aceasta pe diferite laturi. Aș vrea să vă zic că și Dumnezeu mi-a dat alternative. Și despre aceste alternative aș vrea în această seară să vorbesc. Pentru că Dumnezeu nu ne-a făcut la robot și nu ne-a făcut niște șabloane și probabil zicem noi de multe ori mintea noastră și eu ziceam, era bine să ne-ai făcut Dumnezeu robot, că atunci tot îl slujeam pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu a zis nu, la om îl lăs discernământ. Și acum mi-a lăsat alternative și a zis, măi, dacă tu crezi că poți să mă slujești și că vrei să mă slujești, ai tot dreptul. Dacă nu vrei să mă slujești, iarăși ai tot dreptul. Adică, cu alte cuvinte, pe Dumnezeu nu nici avantajează că eu îl slujesc, dar nu nici îl avantajează că eu îl slujesc. La fel de bine, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și dacă zic, Doamne, eu vreau să te slujesc pe tine, dar am anumite probleme și am anumite scăpări, în anumite laturi al vieții. Dumnezeu stă și se uită la mine și mai mult decât atât, Dumnezeu mă ajută să depășesc acele momente și mă ajută să fiu puternic în acele laturi slabe. Slavă Domnului! Și aș vrea în această seară să vorbesc despre alternativele vieții noastre, să vedem cam ce ne-a oferit Dumnezeu și cum putem noi alege în această viață. Putem să alegem ceea ce facem. Dar problema e că ceea ce facem ne determină veșnicia noastră. Adică nu putem să zicem, fac ce vreau și după aia să devin mântuit. Cum nu putem să zicem, eu îl slujesc pe Dumnezeu și Domnului să nu-i pese de lucrul acesta. În această seară aș vrea să vorbesc despre cele două mari alternative ale vieții.
ceea ce am citit în această seară, chiar din versetul 19, care spune așa, sunt două tipuri de comori. Sunt comori pe pământ, și versetul 20, sunt comori în cer. Aleluia. Diferența între ele știți care e? Că cele de pe pământ sunt vizibile. Și noi le vedem. Și când trece unul cu o mașină puternică, zic, ăsta e bogat. Și când merge cineva la un restaurant luxos, zic, omul ăsta e înstărit. Și când îl văd pe un tânăr sau o tânără cu un iPhone, ultimul model, zic, stă bine de acasă. Și ne dăm seama că aceste comori, ne spune Dumnezeu prin cuvântul Său, în versetul 19, le mănâncă molile. Și mai mult decât atât, rugina au efect asupra lor. Ba, nu doar rugina, ci și alți oameni care le pot fura. Și Dumnezeu zice, sunt două tipuri de comori, dar mai este unul, al doilea. Sunt comori în cer, unde cele care le-am amintit nu au acces. Știți care e problema? Noi de multe ori când vedem pe un tânăr sau pe o persoană care are mulți bani, ce ziceți dumneavoastră? Așa că ăla e mai pocăit decât unul care n-are. Nu. Asta e problema oamenilor de rândul, de obicei. Dacă mergi cu o mașină puternică, zice, bă, ăsta trebuie să fie, ăsta trebuie să punem undeva. Dacă nu, e cu o mașină cu o Dacia 1300, trebuie să se ia un pic mai în spate. Dar pocăința nu se vede. Asta e marea problemă. Pocăința nu se vede. Și de multe ori, cel care este pocăit, stă pe ultima bancă. Și de multe ori, cel care are de suferit, așteaptă undeva din umbră. Dar, la fel de bine, vreau să zic în această seară, și cei care nu se încred în Dumnezeu și nu-L aleg pe Dumnezeu, ar trebui să aleagă comorile cerului. Amin. Sunt două alternative. Poți să strângi ce vrei. Cuvântul lui Dumnezeu zice, alege tu ce vrei. Poți să alegi comorile pământului sau poți să alegi comorile cerului. Tu ce vrei să alegi? Te întreb în această seară. Știți de ce? Pentru că ceea ce faceți vă marchează veșnicia dumneavoastră. Ceea ce fac vă marchează veșnicia mea. Mai mult decât atât, comorile acestea, haideți să citim de fapt Luca 12, de la 15 la 21, ca să vedem mai clar. Dumnezeu i-a zis așa. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Mai departe. Și l-a spus pilda aceasta. Și un om avea multe bogății și la un moment dat atât a crescut bogățiile, încât a zis, acum am să stric toate hambarele și am să fac altele mai mari, pentru ca să mă încapă avuția și o să zic, suflete, mănâncă, bia și veselește. Și versetul 21. Aș vrea să-l citim. Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu a venit și a zis, versetul 2, deci haideți să citim remarca asta ca să nu ziceți timp de la mine. Cum i-a zis Dumnezeu? I-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care ai pus preț, lucrurile în care te-ai încrezut tu, lucrurile în care ai zis este cel mai bine, ale cui vor fi? Toate acele lucruri în care tu te-ai angrenat și ți-ai angrenat viața ta și ai zis, fără ele nu pot trăi, ale cui vor fi? Suntem și noi angrenați în lucrarea cu Ucraina și de fiecare dată, vreau să vă zic sincer, rămân uimit de poveștile oamenilor. Și se mi-a zis cineva, eu am în Ucraina două case. Le-am lăsat acolo și am venit. Unde mergi? În Germană la o prietenă. Nu știu unde. Și lucrurile în care te-ai îngrenat, probabil o să trebuiască să le lași. Și toate acestea nu te pot salva. Haideți să citim, în schimb, și 1 Timotei 6,
Și spunea Apostolul Pavel către Timotei 6:18, îi spunea că îi spunea Timotei, îndeamnă-i pe oamenii vremii să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Dragii mei, ce părere aveți? Există comparație între cele două? Știți ce e izbitor? Lumea privește spre ce vede. Dar noi ar trebui să privim spre comorile cerești. Amin. Știți că nu mai este mult și vine Dumnezeu? Amin. Știți că nu mai este mult și vine Iisus să zdrăvească biserica? Amin. Dar vreau să vă zic încă un adevăr. Cine nu este al lui Hristos, nu va fi cu El. Cine nu are comori în cer, nu va ajunge acolo. Acolo nu sunt turiști. Acolo mergi cu cetățenia clară. Aleluia. Dragii mei, primul lucru, aș vrea să-l vedem, sunt două tipuri de comori. În al doilea rând, nu sunt doar două tipuri de comori. Comorile acestea au și doi stăpâni diferiți. Au, în versetul 24, spune așa, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ce tipul stăpânilor? Dumnezeu și Mamona. Mamona reprezintă pe diavolul. Sau iubirea de bani, într-o altă traducere. Dragii mei, nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu și lumea. Adică fiecare comoară are Dumnezeu ei. Fiecare comoară are stăpânul ei. Și acum vă întreb, dumneavoastră, din care categorie vreți să faceți parte? Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ăsta este Dumnezeu pe care îl slujesc eu. Este un stăpân a comorilor cerești care a dat, care a oferit tot. Dar este și diavolul care se diferențiază și a zis Domnul, vine stăpânitorul veacului acesta în mine, nu are nimic. Aș vrea ca noi să-L slujim pe Dumnezeu. În al doilea rând, așa cum am zis, sunt comorile acestea, două tipuri de comori care au doi stăpâni. În al treilea rând, aș vrea să vă zic că acești stăpâni au și două împărății. Și aceste împărății sunt total diferite. Și m-am gândit, mai care e împărăția diavolului? Și care e împărăția lui Dumnezeu? Împărăția diavolului, dacă este stăpânul viacului acesta, vreau să vă zic că el o stăpânește cum poate. Dar și cât nu găbuie Dumnezeu. Și cu el am terminat. Nu vreau să zic mai mult, că nu vreau să fac reclamă. Împărăția lui Dumnezeu, în schimb, este o împărăție veșnică. Amin! Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție specială. Aș vrea să citesc din Apocalipsa 21, să vedeți un pic, că tot s-a vorbit despre veșnicie și așa îmi place, parcă mă liniștește când vorbesc despre, când citesc despre Apocalipsa. Și nu de mult am avut un mesaj, adică un pastor de la noi a avut un mesaj și nu am înțeles de ce multă lume, adică nu mi-a parat fratele pastor, multă lume când vorbesc despre veșnicia lui Dumnezeu, vorbesc așa cu frică. Și când vine reacția, vine Domnul, parcă cuprinde așa o frică. Și la final m-a întrebat cineva, zice, cum ești? Și zic, mai bine decât ești. Și zice, cum? Păi mai trecut o zi și ne apucăm de veșnicie. Amin. Înțelegeți? Veșnicia o privesc cu o plăcere și abia aștept, parcă abia aștept să vină. Amin. Pentru că eu mă uit în familia mea și văd că toți sunt mântuiți. Probabil cine nu sunt mântuiți, zic, mă, Doamne, mai amână un pic. Dar dacă sunteți în această seară, în locul acesta, eu aș zice, să vă mântuiți sufletele. Amin. Știți de ce vine veșnicia lui Dumnezeu și atunci o să fim luați la socoteală. Ce am făcut cu talanții care ne-a dat Dumnezeu? Haideți să citim Apocalipsa 21, versetul 10.
spune apostolul, spune Ioan, și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se coboară din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Zidul era zid de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla străvezie. Cetatea n-avea trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu. Aleluia. Și răbria ei este mielul. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în stricăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și mai spune printre în capitolul acesta că această cetate are 12 porți. Toate porțile acestea sunt dintr-o mărgăritare. Nu așa că e frumos? Nu ați vrea să ajungeți acolo? Amin. Dar vreau să citim și în Matei, că nu putem să vorbim numai despre slava lui Dumnezeu și să nu vorbim și despre ce a spus Domnul. În Matei 7:21, nu toți ca cei ce îmi zic, Doamne, Doamne, vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și cel ce face voia Tatălui meu, care este în cer. Amin. Dragii mei, eu aș vrea să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Amin, amin. Dar știți, nu aș vrea să zicem tot cu Doamne, 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 în gură. Să facem. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să mai citesc și Matei 3:43, care zice așa, cei neprihăniți vor străluci ca și soarele în Împărăția lui Dumnezeu. Aleluia. Aș vrea Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Dumnezeu să ne dea lumină. Amin. Dumnezeu să ne călăuzească. Să știți, dacă Dumnezeu ne-a creat cu discernământ și așa cum spunea și fratele, ne-a dat înțelepciune și nu ating subiectul botezului, cu toate că este primordial și trebuie cu exactitate, așa cum s-a spus. Sunt de acord întru totul. Sunt de acord. Probabil câteodată eu cu copilul meu, când vreau să facă ceva și imperativ și este nevoie și, de exemplu, vă dau un exemplu, este o baltă și vrea să meargă acolo, eu zic dintr-o dată, măi, nu merge. Și dacă el văd că tot vrea să meargă, îl iau și un scutur un pic. Și zic, măi, nu merge acolo, ți-am spus. Că nu e bine, te murdărești de uz. Așa a văzut și Dumnezeu în această seară. Ne-a luat și dacă m-a scuturat pe mine un pic, e pentru că vrea binele. Aleluia! Și dacă Dumnezeu a venit în această seară și ne-a vorbit un pic mai dur, și de ce e? Pentru că vede pericolul. Amin. Mai este puțin și nu ar vrea Dumnezeu pe niciunul să vă piardă. Și de aia a vorbit Dumnezeu așa mai tăios. Pentru că este obligatoriu să ne întoarcem la El. Asta este mesajul care am dus în Evanghelie. Alternativele vieții, două comori, doi stăpâni, două împărății. Unde vei fi? Vreau să zic că o să fiu veșnic și o să fiu veșnic. Vreau să zic că noi ne vom mai întâlni probabil în Împărăția lui Dumnezeu sau probabil nu. Doar veți privi spre Împărăția lui Dumnezeu și vă veți aduce aminte de această seară. Vreau să vă zic cu siguranță. Cu siguranță vă veți aduce aminte de această seară. Și atunci o să ziceți, mi-a fost spre mântuire sau mi-a fost spre osândire? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu l-ați auzit? Aș vrea, la finalul mesajului, să citesc o poezie care m-a atins la inimă. Și este atât de actuală. Spune așa, unii vor iubire, alții vor putere, unii doar un număr pentru, doar un număr pentru o mângâiere, unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă, unii să audă, alții să vorbească, unii doar o clipă cerul să privească, unii o moșie mare și bogată, unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată, unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și-ar umbla de sculți. Unii vor un munte, alții vor o mare, unii doar să aibă cele necesare. Unii vor avere, faimă, bogății, alții sănătate pentru ai lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume,
între nu și vrea, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce vede este fericit, cum nici cel ce plânge totul a sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează schimbul, iar de nu se poate să-ți accepte destinul. Fii cu gânduri bune și să crezi mereu că nu vine nimeni. Vine Dumnezeu. Amin, amin. Dragul meu, în această seară nu vreau să zic altceva decât că Dumnezeu ne iubește. Amin. Eu nu vreau să te pocăiești pentru că o să fie frică de ea. Pentru că nu se poate lucrul ăsta. E ca și cum ai zice că cineva, la cineva e frică de accident și poate să conducă. Nu poate. Sau că respectă din frică legile. Niciodată nu o să facă cu dăruire. Dumnezeu nu acceptă o iubire condiționată așa, de frica iadului. Dumnezeu te iubește așa cum ești. Dar trebuie să vii la El. Să-i declar și tu și eu iubire. Să zicem, Doamne, sunt aici, sunt gata ca să fiu copilul tău. Te rog, primește-o. Amin. Și aș vrea Dumnezeu să lucreze. Dacă va lui Dumnezeu să mai vin o dată în locul acesta, aș vrea un singur lucru. Să știu că toți suntem mântuiți. Iar dacă nu va fi, știți ce mă rog? Dacă va veni Domnul, că vremurile astea arată. Noi nu ne temem nici de războaie, nu ne temem nici de una, nici de alta, nici de putere. Noi ne credem în Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu va veni, înainte să nu mai vedem, știți ce-mi doresc? Când mă vedeți în împărăția lui Dumnezeu, să mă trageți de față, să ziceți, uite, suntem aici toți, cei din judacul de sus. Și Dumnezeu să lucreze la inima lui. Dumnezeu să vă mântuiască și să scrie numele în cartea vieții. Amin? Amin. Domnul să ne bine.
să mă gândesc dacă în aceste două ore a fost așa frumos, cu vestul dreptul meu, ce va fi cu veșnicie de Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, în câteva cuvinte vreau să spun ceea ce mă privește pe mine. Activitatea zilnică mi-o desfășor în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, Distrița Râsău, la serviciul economic. Spun lucrul acesta, am omis să spun la început, pe care dintre cei care se vedeți aici lucrăm în această structură de autoritate și nu vrem să facem altceva decât la locurile noastre de muncă să spunem celorlalți că Dumnezeu ne iubește pe oameni. Vreau să am câteva cuvinte și v-aș ruga să fiți alături de mine. Am născut în o familie de creștini ortodoxi, cum spunea fratele Ghiță. Suntem 9 frați. Dumnezeu a lucrat în această familie într-un mod atât de minunat. Aș lăsa la latitudinea dumneavoastră a fiecăruia să analizați după ce voi termina. Atunci când am fost mic, mama zicea, vreau să duc pe acest copil la binecuvântare, tata la botez. A fost o luptă, imaginați-vă, în această familie noastră. Dacă mama la un moment dat a spus, dacă îl vei duce și vei face botez, atunci eu nu sunt mai amintești. Categoric, tata a cedat. Astăzi sunt aici pentru că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Mama a fost prima care a făcut legământul cu Dumnezeu. Și s-a rugat cu Dumnezeu, așa cum spunea și fratele Ghiță, ca familia ei să fie în părăția lui Dumnezeu. Cu toții și cu toții să fie mântuiți. Dumnezeu a lucrat. A fost ani de rugăciune. Cel mare dintre frați, ofițer de poliție și el, a făcut legământ de la școala militară. Nu e așa simplu ca să slujești. Nu e așa simplu să spun lumea care a învățat că această credință este ceva rău. Mă refer la colegii noștri. Dar Dumnezeu este atât de blând și atât de bun că a pătruns în inima unuia, a doua, a treia din cei care sunt în structurile de autoritate. Și astfel lucrarea am dorit. În ce ne privește, Dumnezeu a rânduit unele dintre frați după mine, la vârsta de 2 ani, a avut o boală meningită. Atât de gravă, încât doctorii au spus, nu mai are nici o șansă la viață. Stau și mă gândesc atunci, astăzi, când v-a lăsat Dumnezeu viața aceasta pe pământ, lumea aceasta pe pământ, Dumnezeu a vindecat, vindecă și va vindeca. Vreau să spun atât, că acest frate a fost astăzi trăiește. Dumnezeu l-a binecuvântat cu copii. Are familie. La baby nu a mai fost posibil nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ce privește viața mea și a dumneavoastră fiecăruia. Lucrurile au decurs. Tata nici nu voia să urmeze această cale. Mai avea cât un mic viciu, ai o părere, mai cât un cuvânt sau așa mai departe. A urmat sora noastră, o singură sora mea, 4 frați mai mari și 4 mai mici. La vârsta de 18 ani, gândiți-vă cei care aveți copii, la vârsta de 18 ani, care au ieșit niște ganglioni, cancer, la gând. Gândiți-vă, dimineața să vezi copilul, fiica de 18 ani, când se ridică de pe din așternutul patului, părului rămâne pe pernă, în urma citostaticilor. Să ne imaginăm fiecare în parte oare cărui Dumnezeu îi slujesc. În acele momente când sora noastră a hotărât să facă legământ cu Dumnezeu, tata a cedat. A făcut legământ împreună. Sora noastră are astăzi 7 copii. Oare nu este acesta Dumnezeu? Oare nu Dumnezeul acesta este în locul acesta cum? Omule care m-a spus, pune crederea în Dumnezeu cel viu. El astăzi vindecă. Puterea lui este mare. Atunci când nu mai poți tu, spune mântuitoare, poate el. Lucrurile nu s-au oprit. Au decurs. Cel de-al doilea frate, Dumnezeu l-a binecuvântat cu 2 copii, unul dintre ei la vârsta de 15 ani,
a fost diagnosticat cu leucemie. O boală grea, o boală grea. Ne-am rugat cu toții. Ne-am rugat cu toții. Dumnezeu a vorbit în dreptul lui și a spus, dacă se vor găsi 5 oameni neprihăniți, care să se roage, îl voi mai îngădui pe pământ, dar nu mult timp și cu suferință, și așa a fost. Am mai trăit 8 luni. În viața aceasta, nu știu care este trecutul meu, viitorul meu, nu știu dacă ziua de mâine cum am început slujirea, oprinde mult fiecare. Ce știu este că firul vieții mele este în mâna lui Dumnezeu. Amin. În ceea ce mă privește pe mine, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 5 copii. Cel de-al patrulea, la vârsta de 2 ani, mi-a fost diagnosticat cu autism. Atât și atât de greu. O boală care nu se poate trata, nu există medicamente. Ce de făcut? Am mai spus, a fost la medici, de lei încolo, n-am ce să fac, chitanță dincolo, n-am ce să fac. Ultimul cuvânt, omule, care m-a spus, dar are bunul Dumnezeu. Aleluia. Ultimul cuvânt pentru mântuirea fiecăruia, îl are Dumnezeu. Aleluia. Dacă auzi astăzi cuvântul lui Dumnezeu, alege să slujești acestui Dumnezeu. Amin. Așa spune astăzi și fratele Ghiță și repet. Nimeni nu vă cheamă la o profesiune religioasă. Și vă cheamă la Iisus Hristos, care este Dumnezeu Fiului. Acest Iisus Hristos care astăzi vindecă, astăzi lucrează. Aleluia. Ne-am rugat cu Biserica de la Unirea pentru un frate din Spania, pe nume Leon. Nu știu dacă ați auzit. Medicii l-au întrebat, au spus, nu mai există șansă. Cu ajutorul Dumnezeu vreau să mă duc în Spania la botez. Acesta este Dumnezeu care l-a ridicat din nou. Acesta este Dumnezeu care lucrează și astăzi. Amin. Copilul nostru, la un moment dat, am văzut că nu ne putem înțelege cu el. Degeaba ziceam, dă-mi. Pentru că nu mă înțelegea. De ce e așa și nu altfel, nu știu. Cum pot eu să spun unui copil că Iisus Hristos este Dumnezeu, că nu mă înțelege? Cum poate copilul acesta să-mi spună că vrea la baie sau vrea să schimbe pampersul pentru că nu poate să comunice, nu putea să vorbească? Medicii au spus că nu știm, vom vedea, facem terapie. Dragul meu care m-a spus, Dumnezeu a spus în dreptul lui că va vindeca și venirea lui va fi dreptată. Stau și mă gândesc astăzi, rugam pe mașină. Astăzi se frustrește Tatăl nostru. Eu unul, n-am crezut vreodată în viață că o să-l aud spunându-mi Tatăl. Gândește-te oricare ești ai copii. Oare nu dorim fiecare bindele copiilor noștri? Oare Tatăl nostru din cer nu dorește bindele meu și al dumneavoastră? Oare de ce să aleg, spunea fratele Daniel, altă cale, cea largă? Oare de ce să nu aleg pe Iisus Hristos? Dar tu să aleg din inimă. Nu oricine spune Doamne, Doamne. Nu oricine spune Doamne, Doamne. Pe primul loc în viața mea trebuie să fie însuși Creatorul Dumnezeu. Regele Hristos care m-a chemat la voastre. Rugăciunea este calea care mă duce la cer. Dar rugăciunea trebuie să o fac eu. Nu trebuie să-i dau bani cu vecinul sau vecina să se roage pentru mine. Poate că dacă le dau, sunt bineveniți banii pentru ei, dar pentru mine nu. Pentru că eu trebuie să am părtășie sfântă cu Dumnezeu. Amin. Atunci când mă plec în genul în locul acesta sau în odăința mea, să nu vă gândiți că Dumnezeu rămâne dator. Niciodată. Eu când văd că acest copil al nostru astăzi deci rugăciunea Tatăl nostru, astăzi numără, astăzi îmi spune cuvinte în limba engleză, cum să nu-i slujesc acestui Dumnezeu, cum să nu stau la îndemâna Lui, cum să nu mă duc și să spun tuturor, aici este cuvântul lui Dumnezeu. Așa citește, dar nu numai să-L citești, împlinește și în fiecare zi și în fiecare clipă, gândește-te că Dumnezeu care este viu îți dă posibilitatea fiecăruia să vii la El. Să-L urmezi. Credeți că lucrurile se termină așa, gândiți-vă.
Gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră, uitați-vă în jur, păsărelele este primăvară. Ce credeți că fac? Spune cuvântul altă, Dumnezeu, gradul lor. Și tot ceea ce vedem este mâna lui Dumnezeu care le-a creat. Și pe mine și pe dumneavoastră, pe fiecare în parte, fiecare mădular știe în momentul acesta ce gândești și unde te gândești. De ce? Pentru că El te-a creat. Oare acest Dumnezeu nu știe care este drumul pe care l-ai ales? Nu știe că inima este închisă sau deschisă? Așa a spus și fratele Daniel, dacă ați fost atenți. Astăzi avem posibilitatea de a alege calea către Dumnezeu. Avem posibilitatea de a sta la îndemâna lui Dumnezeu, indiferent de ce piedici sunt în viață. Când am posibilitatea să spun cuiva că Iisus Hristos este Domnul slavei, să nu te regănesc și să te spun. De ce? Pentru că acel cuvânt îl poate mântui pe omul acesta. Și poate într-o bună zi, când voi sta în fața scaunului Domniei al lui Iisus Hristos, cineva va zice, mi-a spus odată despre tine. Nu vrei să fii copilul lui Dumnezeu, gândește-te. Nu vrei ca în viața, de zi cu zi, să simți puterea Dumnezeului celui viu. Amin. Am o soție care este mai emotivă. Cu ochii mei de carne, am văzut-o pe un podium, lăudând pe Dumnezeu și spunea ea că dirija un cor de îngeri. Atunci când a fost botezată cu Duhul Sfânt, recent a vorbit cu o colegă ce este Duhul Sfânt, a fost botezată și ea. Este o putere! Puterea aceasta nu vrei să o ai, nu vrei să o simți când te pui pe genunchi. Această putere care numai Dumnezeu o dă în fiecare dintre noi, fără această putere care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ. Aminte un greu, slăbit să fie numele lui Dumnezeu. Haideți să citesc două versete și voi deveni plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 21, dacă se poate afișa. Și gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră, iată ce mai gândesc în inima mea. Și fiecare dintre noi, în inimile noastre, să gândim. Și iată ce mă face să mă creagă nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, ci îndurările Lui. Dacă astăzi, în dimineața aceasta, m-am trezit, dacă astăzi te-ai trezit, ai posibilitatea să-ți vezi copiii cu ochii, pentru că alții nu mai au. Spunea un frate din Sfântinița care e orb și olov la pat. Aș dori să mai văd ce facă copilașul, da? Este lucid la minte. Este cât un copil și are 50 de ani. Dumnezeu a găsit cu cale să-i dea o boală, nu știu de ce. Cu ce sunt eu mai bun sau dumneata care m-a spus? Este Fiul Dumnezeu și acela e viu. Astăzi te-a adus în locul acesta. Astăzi le-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Vă face o rugăciune cu ajutorul lui Dumnezeu. În rugăciunea aceasta pe care vreau să o facem, fiecare dintre noi, să prindem legătura cu cerul. În locul acesta, fiecare să vedem așa, o perie. Fiecare să are un fir și totul duce la Dumnezeu slave. Binecuvântat, slăvit, lăudat, preamărit, onorat și înălțat să fie Tatăl, Bunăsul și Duhul Sfânt în veci veci. Preamiții mei, frați, scumpe surori, Domnul Iisus Hristos, stimați prieteni, apărături Domnului, mă rog din toată inima că Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne beiuteze pe toți cu viața Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiții mei, aș vrea în această seară să mă aliniez la lucrarea Duhului Sfânt care a vorbit în această seară prin frații scumpi preaiubiți și să vă mărturisesc că ceea ce vedeți dumneavoastră aici este făgăduința Domnului din vechiul legământ care se împlinește sub ochii dumneavoastră de carne. Domnul nostru Iisus Hristos, dragii mei, ne-a învățat prin cuvântul Său cel Sfânt, pe care l-a încredințat prin Sfinții Săi proroci, că mai înainte de ziua revenirii sale se ia mireasa, adică pe toți cei credincioși, dragii mei, în Împărăția Sa slăvită, va turna din Duhul Sfânt peste fii și fiice, robi și roabe, și oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. În aceste oricine am intrat noi, cei din urmă, cei din structurile de autoritate, pentru că studiind istoria Bisericii Domnului Iisus, și în Sfintele Scripturi nu veți găsi nicăieri scris
o mișcare de pocăință a oamenilor ridicați de Dumnezeu în felurite dregătorii, sublinez, pentru o vreme, ca și vremea aceasta pe care o trăim noi. De la Grăniceri și până la președinți de stat. În urma auzirii Evangheliei Domnului Iisus Hristos, prin credința în numele Lui capătă iertare de păcate, un statut nou de copil al lui Dumnezeu și trei, moștenirea împărăției Dumnezeului veșnicilor. Aleluia! Cu Hristos, glorie lui Dumnezeu! Amin. Începând din Australia și până la capătul de sud și partea de nord a Statelor Unite, frați și surori din diferite structuri de autoritate și-au predat viața mâna Hristosului lui Dumnezeu. Fie că sunt în Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Servicii Secrete, Contrainformații, Servicii de Bază și Protecție a Marilor, Demnitari, Președinți de Stat, frați, surori, din Ministerul Sănătății, a Justiției, a Învățământului, din toate structurile de autoritate, Dumnezeu scoate la mântuire un noroc, glorie lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu că a avut milă și s-a îndurat și de noi. Majoritatea dintre cei ridicați în felurite dregătorii nu s-au întors pe flori la Domnul, ci prin felurite încercări. De ce? Pentru că pe cât de împietrită este inima omului din cauza păcatului și a fără de legii, cu atât mai puternic este ciocanul cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a promis, dragii mei, în vechiul legământ, că va face un legământ nou. Și anume, va scoate inima împietrită din noi, acea inimă împietrită de păcat, va pune o inimă nouă în noi, va lua păcatele noastre de vor fi mai negre decât cârmâzul, le va face mai albe decât lâna și le va arunca bare uitării și nu-și va mai aduce aminte de aia. Va pune legile sale în inima, în sufletul, în cugetul nostru. Aleluia. Și un duc nou și stator în Duhul Sfânt. Și zice Domnul, am să vă fac să urmați în totul care mi-am. Deci pocăința, dragii mei prieteni, pocăința nu o trăim prin puterile noastre, ci prin Duhul Sfânt, acelui care ne înfiază, și anume Duhul lui Hristos, slăviță pe numele lui Dumnezeu. Și aș vrea în această seară câteva cuvinte să citesc din Scriptură, după care să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce Dumnezeu mi-a pus în inimă pentru fiecare dintre noi, dragii mei. Pentru că întâi noi, pocăinții, dragi prieteni, vrem să ne pocăim și trebuie să ne pocăim, fiindcă pocăința sau sfințenia e un proces care durează toată viața. Cum spuneau frații? Din momentul nașterii din nou, din Dumnezeu Mântuitorul și prin Duhul Său cel Sfânt, până când? Până când Dumnezeu ne ia acasă. De ce? Creștinismul nu-i religie, forme date, set de reguli, norme, dogme, interdicții, cum spunea și prea iubitul frate, ci este un mod de viață. Iisus a zis, cine crede în mine, se va lepăda de sine însuși, își va lua crucea lui și mă va urma pe mine. De ce? Pentru că cine va căuta să scape viața asta, o va pierde pe a mea. Și cine o pierde viața asta pentru mine și pentru Evanghelia mea, o câștigă pe a mea, care este veșnică, glorie lui Dumnezeu. Și aș vrea, doar pentru câteva secunde, să vă ridicați spre iubiților, să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu și apoi o să vă rog cu tot respectul să luați loc. Cuvântul Domnului este în 1 Petru, capitolul 1, unde Domnul spune de la versetul 16 astfel, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați pe tată, pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Vă rog să luați loc. Amin. În seara aceasta, dragii mei, înainte să intru în textul acesta, și aș vrea să vă rog din toată inima să vă rugați și pentru noi, și pentru mine, pentru că suntem cei mai mici și mai neînsemnați din frații Domnului și ați observat, și noi am observat, bineînțeles, cântăm tare, cântăm deodată, dar uneori am văzut în sală că unii mai zâmbesc, fiindcă nici noi nu suntem perfecți. Știm că sunt cântăreți renumiți și deosebiți, care Domnul i-a chemat în ungere. Dar noi, în toată dragostea și din toată inima, trebuie să luptăm pe Domnul, pentru că făcut mult bine. Măriți-o pe Domnul. Așa că dacă vreți mai mult de la Dumnezeu în seara aceasta, o hrană bogată, așa cum ați primit până acum și încă mai vreți, atunci rugați-vă, Doamne, deschideți-vă gafurile și lasă prin Duhul Tău ce-o spui hrana,
pentru Aie, pentru Oiță și pentru Menușă. Doriți să fie numele lui Dumnezeu. Iubiții mei, frații mei scumpi și dragi, în cuvântul lui Dumnezeu am găsit scris în Isaia, la capitolul 43, în felul următor. Acum așa vorbește Domnul. În această seară Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvântul Său cel Sfânt. Dumnezeu Cel care ne-a creat după chipul și asemănarea Sa, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Iar în versetul 10, voi sunteți martorii mei. Dumnezeu ne ia ca martorii în această seară la ceea ce El rostește prin cuvântul Său. Și iată ce spune. Iată, voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun Mântuitor. Glorie lui Dumnezeu! Ce spuneau și preaviții frați, tă din Scriptură? În nimeni altul nu este mântuire, că n-a fondat sub cer oamenul la nume care trebuie să fie mântuit decât Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Real, care a plătit prețul mântuirii noastre pe crucea din Golgota. Măriți să fie Iisus! Iubiții mei, frații surori, apoi cuvântul Domnului în 44 zice așa. 44 Isaia, capitolul 44, versetul 6. Așa vorbește Domnul, împăratul Israel și răscumpărătorului Domnul oștirilor. El sunt cel dintâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Glorie lui Iisus! Acum, iubiții mei, frații surori, pentru că este vorba de același unic, mare, Dumnezeu și Mântuitor, aș vrea să vă citesc câteva versete din Noul Legământ. O să spună cineva, bun, asta e din Vechiul Legământ. Dar în Noul Legământ avem de-a face cu același unic, mare, Dumnezeu, cel dintâi și cel de pe urmă, și afară de El nu este alt Dumnezeu. Haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deschidem Cartea Sfântă în Apocalipsa, dragii mei, și găsim scris în Cuvântul lui Dumnezeu. În ziua Domnului, spune Apostolul Dragostei, capitolul 1, versetul 10, eram în Duhul Sfânt și am auzit înapoi, aveam glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Atenție! Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Întorcând fila, pagina, găsim scris acolo pe Hristosul lui Dumnezeu, descris de Apostolul Dragostei, și în versetul 17 spune așa, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te tem, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecii. Aleluia! Eu țin cheile morții și alocuiței morții. Cine? Cine are toată puterea și autoritatea în cer și pe pământ? Cel dintâi și cel de pe urmă. Cel ce a fost mort și a înviat și este viu în vecii vecii. Hristosul lui Dumnezeu. În ultimul capitol din Scriptură, iată, eu vin curând, versetul 12 din ultimul capitol, și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cel ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și în cuvântul din versetul 16, eu Iisus, cine vorbea? Eu Iisus. Am trimis pe îngerul meu să adevărească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Glorie lui Dumnezeu! Cine e Alfa și Omega? Cine e începutul și sfârșitul? Unicul Mântuitor! Aleluia! Shilo! Mesia! Cum spune vrei? Glorie lui Dumnezeu! Și astăzi stăm în prezența Lui. Și astăzi vrem să împlinim ce-o poruncit El. Pentru că, dragii mei prieteni, pocăința nu e o sectă, nu e un cult, nu e o nouă religie, ci este porunca dată de Hristosul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. După ce a fost închis Ioan, Botezătorul, Iisus a venit în Galileea și propovădea Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu e aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Mai păstur, ce înseamnă pocăința? Să recunosc că El este unicul Dumnezeu și unicul Mântuitor. Aleluia. Da? Că eu sunt păcătos și sunt muritor. Și nu am viață veșnică. Și din pricina păcatului meu, Dumnezeu Tatăl a zdrobit pe Hristos în locul meu. Pentru păcatul omenii și pentru păcatul meu. Și să-i spun Domnului, iartă-mă. Ai milă și de mine, Iisuse. Binecuvântat să fie Domnul. Și apoi? Și apoi, după ce mă curăță și mă sfințește prin sângele Său, apoi mă duc la apa botezului. Că spune Cuvântul Dumnezeu, apa nu te spală de păcate. Oh, ce simplu era! Și pe mine, dragii mei, cred că
m-au dus pentru așa zisă biserică la 33 de zile. Și au făcut o slujbă omenească acolo și au zis, vei pe studiu, satană, mă copilul! Da! Îți dezlegi de păcatul strânsul? Da, pe baza mărturitării tăia din moți, m-au stropit cu apă și au zis, am eu drept credincios. Că asta înseamnă, de fapt, ortodox, fără jignirea nimănui. Drept credincios, adică drept credincios al lui Dumnezeu. Dar n-am găsit să scris nicăieri în Scriptură așa ceva. Ce bine ar fi fost și ce ușor să ne stropească cineva numai cu apă și toate păcatele noastre fie iertate. N-ar fi trebuit să mai moară cel Sfânt, cel Veșnic, cel Atotputernic. Unicul Fiul al Dumnezeului, celui prea înalt, dragii mei. Ascultați-mă! Dacă trăim după cum ne-a spus Dumnezeu, vom fi mântuiți. Nici de cum altfel. De ce? E singurul care a ieșit din sânul Tatălui și în sânul Tatălui și-a făcut cunoscută calea mântuirii. Într-una din zile el a stat în fața mulțimilor și a exprimat. Eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu merge la tăticul din cer decât prin mine. Eu sunt ușa. Cine intră prin mine va fi mântuit, va găsi pășune pentru sufletul lui. Și după ce Domnul te spală, te curăță, te sfințește, merg la apa botezului. Că nu este, nu ești dumneata și nici eu mai mare decât Hristos. El, Dumnezeu întrupat în Hristos, nu a ocolit botezul pocăință, măcar că n-avea ca Dumnezeu niciun păcat și n-are și niciodată, dragii mei, El n-a greșit și n-a păcătuit. Dar Ioan, conștient și mânat de Duhul Sfânt, conștient că trebuie să fie botezat cu Duhul Sfânt de tocmai de Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, o căta să-L oprească. Și ce eu spun, ce-o zis, frate, și ce ați citit? Ioan, el lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. De ce? Așa e scris unde? Zulul cărții. În Apocalipsa, zice, doar Hristos le-a fost dat zulul cărții cu cele 7 peceți. Și i s-a dat putere și autoritate să le rupă. Și ce scrie în zulul cărții? Scris despre mine, zice Domnul. Vin să fac voia ta, Dumnezeu. Prin această voie, adică prin moartea răscumpărătoare a Hristosului, noi, oamenii, putem să fim iertați, putem să fim mântuiți de păcatele noastre și putem să fim sfințiți, astfel încât să se împlinească ce am citit. Fiți sfinți, că eu sunt Sfânt, zice Domnul. Aleluia! Deci nu prin noi trăim pocăință. Nu, ci prin El. Deci, Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și Hristos trăiește în mine. O, dar de ce trebuie să mă pocăiesc până la urmă? Păi hai să vedem atunci ce spune Scriptura. Că unii zic, păi eu am religia mea, am credința mea, și strămoșească, zic unii. Dar haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. De ce noi toți oamenii trebuie să ne pocăim? Și ne uităm în Cartea Romanilor ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și așa de minunat că noi ne zidim viața pe cunoaștere corectă a Scripturilor. Nu din auzite, ci din pipăice, din cuvânt. Deci aici, Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni, auziți, în Roman, capitolul 3, versetul 20, nimeni nu va fi socotit neprihănit sau sfânt înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Adică fac fapte bune că m-a mântuit Dumnezeu. Deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Când a venit legea, eu am murit pentru că păcatul unde era? În mine. Și legea a osândit păcatul din nou. Și acum să vedeți ce spune Cuvântul Domnului. Pentru că noi toți trebuie să ne pocăim. Dacă vrem mântuirea Dumnezeu. Torcem foaia. Roman, capitolul 5, versetul 12. Zice așa. De aceea, ia trebuie să te pocăiești. După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Adică, ce înseamnă asta? Că atunci când mă nasc, noi, tare zăpat, cu cărămida în piept, mulți dintre români, noi, de 2000 de ani ne naștem creștini români, noi suntem creștini de 2000 de ani. Ori cuvântul Domnului spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 46, că întâi vine ceea ce e firesc, rob păcatului Adamic. Că atunci când mă nasc, eu mă nasc cu păcatul Adamic. Prea timp, dragi, ați auzit la biserică de păcatul strămoșesc? Despre asta vorbește Scriptura. Atunci când mă naște mămica, eu am deja în mine păcatul Adamic și din pricina acestuia sunt muritor. Și singurul care are puterea și autoritatea să mă elibereze de blestemul păcatului și a morții este Fiul Dumnezeu cel adevărat. Hristosul lui Dumnezeu prin sângele vărsat pe cruce din Golgota, măririi lui Iisus.
apropiem de ceea ce spun și textul din seara asta, aș vrea să vă vorbesc în continuare la ce au vorbit preamiții frații Bocrână, Dumnezeu, în seara aceasta prin Duhul Sfânt, prin ceea ce ați auzit. Deschideți inima dacă vrei să mergi ca să mântuiești. Aș vrea să vă vorbesc de prețul nespus de mare unui cadou. Prețul nespus de mare unui cadou. Și v-am și spus până acum, dacă ați fost atent, care e rău. Dar revenim. Și mulți, de cel mai bun lucru în viața asta, când capeți ceva gratis, nu? Un cadou imediat. Ai, dacă e gratis, cu plăcere. Imediat îl primim, așa? Astăzi vreau să vă vorbesc și vreau să vă vorbi, dacă ați fost atent. E cel mai minunat dar pe care îl oferă însă Dumnezeu. Viața. Și nu orice viață, ci viața veșnică care este în Iisus Hristos. Mărit să fie numele Domnului. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Domnul nostru. Roman 6, 23. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că este un dar minunat. Și prea iubitul frate, când a predicat, a amintit. Ioan 3, 16. Că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat, a dăruit pe darul său cel minunat Iisus Hristos Domnul. Și mai mult, în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11, spune așa: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Mărit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Și chiar dacă e un dar, să știți că a fost foarte scump ăsta. Foarte scump, enorm de scump. Și zice, nu cu lucruri peritoare, cu argint, cu aur. Ați fost răscumpărat din fel de șed de viețuire pe care moștenise de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără de prihană, glorie lui Dumnezeu. Amin. Acum vine surpriza și pentru unii s-ar putea să fie chiar șocant. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că și noi trebuie să plătim o plătire. Nu, asta e pe de tot. O zis unii când am predicat, au zis, pe cum dacă îi dar? Păi dacă îi dar și ni-l dă în dar, nu? Dar mai trebuie să și plătim noi. Dacă Dumnezeu a plătit darul ăsta, mai trebuie să și plătim noi. Ne uităm în cuvântul Domnului. Se contrazice cumva cuvântul Dumnezeu? Nici de cum. Nici de cum. Ci exprimă adevărul care este Hristos. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Nu, dar pentru asta ce trebuie să am? Credință. Nu, dar eu am credința mea, ortodox. Eu am credința mea, catolic. Eu am credința mea, pentecostal. Eu am credința mea, nu știu, care voi dumneata credință. Frați și surori, dar ne uităm, care credință? O să citați din Scriptură. Și e adevărat, credința dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Aleluia! Dar care e aia? Nu, care e aia? Mai ne uităm, ce zice Domnul? Aia e important. Nu e important ce credem noi, oamenii, după mintea noastră. Important este să ne înțidim viața pe o cunoaștere corectă a Cuvântului Dumnezeu și să împlinim în tocmai cum e scris. Doamne, ajută-ne la asta. Uităm în Apocalipsa, la capitolul 2, versetul 13. Iată ce spune Domnul locul ăsta. Știu unde locuiești. Acolo unde scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu, a zis Iisus, și n-ai lepădat credința mea, zice Domnul. Aleluia! Care mă mântuie? A Hristosului! Aleluia! Bine, bine. Dacă eu nu pot genera această credință că e darul lui Dumnezeu, că e al lui Iisus și-o primesc de la el, dar cum vine la mine? Cum vine la mine? Dar pe ne uităm să ne lămurească cuvântul Domnului. Că altfel noi ne putem încurca. Tare bine ne putem încurca. Și ne uităm în Roman, la capitolul 10, ne uităm aici să vedem ce spune cuvântul Domnului. În versetul 17, cuvântul Domnului zice așa: astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Aleluia! De ce? Pentru că El e Dumnezeu. Aleluia! Deci nu vine prin cuvântul Maicii Domnului. Nu, nici pe Sfântul Petru, Pavel sau mai știu prin ce zidire asta. Sau aia altă. Nu. Ci vine adevărata și unica credință a Hristosului, vine în inima noastră în urma auzirii cuvântului Hristosului. Amin. Aleluia. Și ea unde pătrunde? Unde trebuie să-și aibă asta locașul ca să fiu cu adevărat mântuit? La minte. Amin. Aici, la căpățână trebuie să am, nu? Hai să vedem ce ne lămurește cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului tot în capitolul 10 zice în felul următor. Zice așa: și cuvântul acesta, cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi în seara asta.
Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Mărit să fie Domnul! Amin. Deci, credința lui Iisus, când o ia Duhul Său cel Sfânt, după ce aud cuvântul, vine credința și coboară în inimuță. Ca ce? Sau de ce? Ca să se împlinească noi prima poruncă din Decalog. Nu numai să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată natura, cu tot sufletul și cu toată puterea, cu toată ființa ta și numai Lui să te închini. Aleluia! Câți oameni din țara asta și pe pământ se închină și la altceva în afară de Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și pe Iisus îl pun la și alții. Sau la etc. Să ne închinăm la Sfântul, la Sfânta, la nu știu eu cine, la vii, la morți, la tot felul de lucruri făcute de mâini omenești. Numai Domnului Dumnezeului tău. De ce? Fiindcă numai Hristos a plătit prețul mântuirii noastre cu sângele Său de Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! Și în seara asta aici, în cuvântul Dumnezeu, e așa luminat și ne spune, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, dragii mei, pentru că e singurul care ne poate sfinți. Unii cred că mântuirea prin faptul. Acum, la ăștia, le cităm ceva. Toți am ajuns ca niște necurați, toate faptele noastre bune, îți ca o haină mizerabilă sau mânjută în fața lui Dumnezeu. Deci prin fapte n-ar cum. Dar unii așa cred. Apoi spune cuvântul Domnului, nimeni nu poate fi socotit sfânt sau neprihănit înaintea Domnului prin faptele bune. Deoarece prin lege a venit cunoștința deplină a păcatului. Și ca să vezi cât e păcătos în păcatul ăsta, cât e rău și cât e grozavă, culmea că păcatul a luat prilejul legii, un lucru bun și sfânt, ca să-mi dea moartea. Când a venit și a zis să nu poftești. Și ai poftit. Pa, ești gata. Ai și păcătuit. Că zicea o femeie, Domnul și eu le-am, când soția mea a fost în spital, internată în spital, dar și mie, într-o încercare deosebită, a fost acolo în spital și a zis, Domnul și eu le-am, eu de 15 ani zvăbică. N-am numai 45 de ani, dar mie nu mi-a trebuit alt bărbat. Nu am vrut să mă mai căsătoresc. Și eu, dacă n-am stricat casa la nimeni, îs habonică religia mea, mă duc de 5 ori o săptămână la biserică și fac cu dreapta, nu știu, stânga, așa, dar am crezut că e ok. Și fiica mea tot insista, hai și totodată la adunare, bine, hai și totodată acolo, zice, la pocăiți. Am pus să mă duc eu acolo. Și în final am zis, hai să mă duc. Și când am auzit clevetire, vorbire de rău, pism, are alăută de roșine, mi-a zis, eu pot cea mai spurcată de acolo, Doamne, ai milă, iartă-mă, eu că duc că-ți bine, că fac, că trec, că mă duc și așa, ai milă de mine. Vedeți dumneavoastră, nimeni nu poate fi socotit sfânt sau neprihănit prin lege, prin faptele bune. De ce? Pentru că dacă ai un singur păcat și n-ai venit cu el la Iisus să te elibereze, să te spere, să te curățe, să te sfințească, și te prinde moartea. Ești pierdut pentru veșnicie. Va mai nu știi ce zice Scriptura. Nici pată, nici dulcitură sau ceva de felul ăsta. Și singurul care ne poate sfinți în măsura asta este harul Domnului nostru Hristos. Hristos! Măriți-o pe Iisus! Și în seara asta spune Domnul, știi? Mântuirea darului Dumnezeu pentru cine nu merită. Nu am văzut aici care suntem mântuiți, care am meritat noi să sobrească Domnul dreptul nostru și să ne aia Domnul și să ne curse, să se sfințească. Să ne scoată din Psalmul 40, din groapa mocide, din fundul mocive, de-a păcatului și a morții, să ne ridice de acolo, să ne curețe, să ne sfințească. Știți ce a iubit Domnul? Nu păcatele noastre, ci ceea ce vom deveni prin El. Dragostea lui Dumnezeu, dragii mei, este asta, care te schimbă, care te transformă. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Iar își arată Dumnezeu dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea lui Iisus. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a iubit întâi. Și dragostea stă în faptul nu că noi l-am iubit, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă pentru ispășirea păcatelor noastre. Glorie Tăticului iubit din cerul! Măriți să fie Iisus! Este dar oferit tuturor care cred. Toți care cred în Fiul lui Dumnezeu capătă prin numele Lui iertare, mântuire și viață veșnică. Și dovada că ești mântuit, te duci să mărturisești la papotezul. De ce? Pentru că la începutul secolului III
s-au abătut unii de la cuvântul lui Dumnezeu și au inventat această erezie nimicitoare, botezul la copinaș. Nu există în cuvântul lui Dumnezeu așa ceva. În cuvântul lui Dumnezeu pentru copilaș, tăticul iubit din cerul, a hotărât prin robul său Moise să dea legea, adică Numeri, capitolul 6. Aduci copiii în casa Domnului, rostești numele Domnului așa cum e scris în Numeri, capitolul 6, și zice Domnul, atunci când faci așa, eu, Domnul, voi binecuvânta. Glorie lui Iisus! Amin. Și apoi, cei care aud, care cred în toată inima, și dovada, trebuie să iasă măguriță. Trebuie să mărturisești tu, amin, cu gura ta, amin, că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus. No, el pe bebelaș în brață, el copilașul și vezi dacă e capabil să facă o astfel de lucrare. Haideți, dar, dragii mei, punem mânuța pe cuvântul Domnului și punem în aplicare în viața noastră. Căci Domnul este Cel ce ne dă și puterea și voința. Și împătuirea măriță fie numele lui Dumnezeu. Apoi, iubiții mei, frații și surori, după ce ieșim din apa botezului, trebuie să se împlinească și cu noi ce s-a împlinit cu Iisus și ce s-a împlinit cu apostolii și ce s-a împlinit în casa lui Corneliu. Apropo, știți de ce se pocăiesc acum oamenii din structurile autoritate? Că Dumnezeu, știți ce-a făcut? Le-a străpuns inimuța, că e scris în cartea Domnului George, că e prea iubitul frate, despre Corneliu. Primul mântuit dintre neamuri a fost un polițist. Sutașul Cornelius era ofițer într-o legiune numită italiană, Imperiul Roman cucerise Israelul. Și Petru, mânat de Duhul Sfânt, în vedenia aceea dumnezeiască cu animalele spurcate, zice Domnul, scoală-te, Petru, taie și mâncă. Nimic spurcat, Doamne, nu-i trată în gura mea. Și am curățit eu, tu să nu numești spurcat. Amin. Și zice, nu m-am putut împotrivi Duhului Sfânt și m-am dus cu slugile lui Cornelius. Și cu acei oameni cu cer m-am dus în casa lui Cornelius. Și pe când le prezentam ce? O religie, nu? Iisus. Îl prezentam pe Hristos cel răstignit ca unica soluție de mântuire. Dumnezeu ce a făcut? I-a iertat, i-a mântuit și o confirmat și în dreptul lor că sunt copii al lui Dumnezeu. O confirmat în dreptul lui Iisus după botez? Da. O coborât Duhul Sfânt, fără măsură, într-adevăr, peste Fiul lui Dumnezeu și glasul lui tăticul s-au zis, ăsta e Fiul meu preaubit în care găsesc toată plăcerea mea. Apoi, în dreptul ucenicilor, o confirmat că-s copiii lui. Când? La Rusalii, la cinzecime. Cum? Botezând cu Duhul Sfânt, măriță pe Domnul, în casa lui Cornelius, botezat cu Duhul Sfânt. Apoi întâlnesc pe ucenicii lui Ioan, ăștia care nu a botezat cu botezul pocăinței. Mă, că bă, tatați voi păgăduința tatălui. Și n-am auzit să fi dat așa ceva. Și ce li s-a vestit? În Iisus Hristos să capătă făgăduința vieții veșnice și și pe cetea pentru ziua răscumpărării, cum zice Apostolul Pavel, albuna. Unde? În inimă ne-o pecetuit Domnul cu Duhul Sfânt. Aleluia! Și-o confirmat atâta. Se duce Filip în Samaria, acolo. Între neamul și predică acolo pentru Domnul. Și se pocăiesc mulțimile. Și imediat dă depeșă, da? De unde? Că n-avem internet și nici fax așa mai departe. Trimite vorbă la Ierusalim să vie stâlpii bisericii. Haideți și vedeți cu ochii voștri. Auzi, să vă rugați ca să capete și păcătuința ta pe Duhul Sfânt. Dar ce, tu nu ești apostolul Domnului Filipe? Ar putea cineva să zică, bă, ce nu te-ai rugat tu? Pentru că trebuia să vadă cu ochii lor împlinirea păcătuinței din vechiul legământ. E prea puțin lucru ca robul meu cel neprihănit să fie împărat peste poporul meu Israel. Am să-l pui să fie lumină de amuri și să ducă mântuirea până la marginile pământului. Aleluia! Mărit să fie numele Domnului! Și astfel, prin harul lui Iisus, din cei doi, evrei și neamuri, au făcut unul sânul lui Iisus Hristos. Mărit să fie Iisus! Și astăzi, prin jertfa lui Iisus, avem pace cu Dumnezeu și o odihnă pentru sufletul nostru. Dar așa de simplu pocăința. El comandă, eu execut. Voi sunteți ucenicii mei dacă faceți ce vă spun eu. Și singurul care a ieșit de la tăticul, singurul care cunoaște calea raiului, zice Scriptura, singurul care a venit de acolo și singurul care s-a dus în altele. Dar pentru ce te-ai dus, Doamne, acolo? Pentru ce? Să vă pregătesc un loc special. Pentru că acolo unde voi fi eu să fie și cei ce îmi slujesc. M-am uitat în Scriptură. Unde e Iisus? Pentru că eu am biruit, zice Domnul în Apocalipsa. Șed pe scaunul de domnie al Tatălui meu. Deci nu oriunde o să fiu, undeva acolo în universul ăla lui Dumnezeu în împărăție. Nu! Nu! Filipe, sunt multe locașuri acolo.
Dacă n-ar fi așa, ți-aș fi spus, când vine poză, Doamne, dar oi putea intra acolo, sunt locuri, mai sunt locuri acolo. Și mă duc cu un loc special. Aleluia. Cel ce m-a biruit va ședea împreună cu mine pe scaunul Domnului al Tatălui meu. Aleluia! Unde stă mireasa? Asta pământească, n-am văzut să stai la stânga. Da, împărăția lui Dumnezeu, o să-ți Domnul cu mine pe scaunul meu de Domnie. Dar? Și am trecut mântuirea până la capătul vieții. Doamne, te rugăm, ajută-ne! Pă ce temei să-mi duc mântuirea? Așa e scris, așa citesc, așa cred și așa trăiesc. Doamne, ajută-ne! Știți de ce? Că ne-a dat Duhul Sfânt care primește noi. Deci El ne poartă toate faptele vrednice de pocăință. Cine? Duhul Celui care ne-a înviat, Hristos, mărit să fie Domnul. De aceea, prea iubiți prieteni, nu plecați fără Iisus în seara asta. Poate nu știi cum să te rogi lui Dumnezeu și aș vrea să-ți dau un exemplu foarte simplu. Un bărbat s-a pocăit. Era într-o funcție destul de importantă și destul de mare în ce privește ochii oamenilor. Și nevastă s-a tot îl vedea duminică de dimineață, duminică seara, în cursul săptămânii, joia, se pune frumos la patru ace, merge oricum în fața Domnului, nu? Adică nu merge la un muritor, la un baton, nu merge oricum, dar la Dumnezeu. Și îl vedea că pleacă. Într-o duminică dimineață s-a îmbrăcat și ea și a zis, nu? Acum mere unde mergi tu, viu și eu. Bineînțeles că s-a dus în adunare. El s-a dus până acolo, mai în față. El stat lângă ușă, ce dacă e ceva, să fug de aici, dacă ceva nu e în regulă, să pot fugi. A stat acolo la ușă și a auzit cuvântul Domnului, așa cum au zis voi, iubiți prieteni, în seara asta. Și la sfârșit s-a făcut o rugăciune prin care oamenii să aibă posibilitatea să-și predea viața asta muritoare lui Hristos și Hristos, în schimb, să-i o dea mărunt. Și femeia a zis în rugăciune, Doamne, dar eu nu știu cum să mă rog. Dar știi ce? E mătura ta și știi ce e rău și spurcat în viața mea? Doamne, mătură tu din viața mea și fă-mă și pe mine un copil de Dumnezeu. Știi ce a făcut Domnul? O iertat-o, o curățit-o și-o pecetuit-o cu Duhul Sfânt și l-au dat pe Domnul în alte limbi, cum zice Scriptura. Deci măgăduința aceasta nu e numai pentru voi apostoli și ucenici, ci pentru copiii voștri. Și pentru oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru la mântuire prin Iisus. În seara asta poți să pleci liber de păcat, în seara asta poți să pleci cu Iisus ca Domn al tău și Dumnezeu al tău și El să facă din tine un copil sfânt al său, să facă din casa ta o casă a păcii, o casă a sfințeniei, să mântuie toată casa ta, să mântuie tot neamul tău după trup și să te facă o mărturie vie. Numai Dumnezeu! 19 doctori să facă experiență pe tine. Să nu poată să-ți pui un diagnostic. Și Dumnezeu zice că Duhul Sfânt să scot o mărturie pentru ziua judecății, să-ți le arăți la doctor că numai eu sunt Dumnezeu. Eu sunt înviere și viață veșnică. După ce te poartă pe la tăți doctorii, trimite Domnul că frate din Faia Mare, crezi ce scrie în epistola lui Iacov, frate? Da, cred. Crezi că dacă îți fac plângere cum de lemn în numele Sfânt, Domnul te vindică? Da, cred. Pune-i în genunchi. Rugăciune, ungere cu un de lemn și... Aleluia! Ce n-au putut face 19 doctori? Cu analizele toate bune. Și acel frate simțea de 3 ori că iasă din trup. Nu era nici într-un, nici afară. Conducea 100 de polițiști, acțiuni, de razii, controle, zi, de noapte, câte și mai câte. Și un an și jumătate. Să treci și să fie o mărturie. Și apoi să te vindece Domnul la ungere cu un de lemn. Când se gata încercarea, Domnul te scoate de acolo. Amin. Te face o mărturie să poți spune și la alții. Dacă pe mine m-a scăpat Dumnezeu. Amin. Și oamenii muritori, știința asta. Nu pot să-mi facă nimic. Este unul singur care poate totul. Amin. Și este Hristosul lui Dumnezeu. Amin. Căci strigi în rănile lui Iisus. Suntem tămăduiți, vindecați. Nu, no, dar vine unul și zice, tapare, s-a rugat de 3 ori și Domnul nu i-a luat să pușnă. Da, Doamne, ți-e suficient harul care ți-l dau. Aleluia. Unii sunteți aici în încercare. Ce lași pe Domnul? Domnul poate să se îndure să te vindece. Dacă nu te va vindeca acum când vrei tu, zând, Doamne, dă-mi har destul. Amin. Pentru că dacă mă vinde și mor nemântuit, e bai. Dar dă-mi har să mă duc până la capăt. Pavel s-a dus până la capăt, dragii mei. Și-o zis, am văzut credința. Iacum mă așteaptă cu luna. Nu numai pe mine, și pe toți cei ce iubesc vederea Domnului. Și cei care iubesc,
pune în executare ce zice Domnul Iisus. Amin. Doamne, să se ajute în seara asta, amin, să nu plecăm singuri. Amin. În seara asta să plecăm cu tine, Domnul amin meu și Dumnezeul meu. Pentru că în felul acesta să se împlinească ce a zis Iisus. Oile mele sunt mâna mea. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. Eu le dau viață din belșug, zice Domnul. Măriți să fie Domnul. Amin. El ține legământul pe vecie pentru cei ce se încred în El din toată inima lor. Doamne, îți dăm toată inima și trupul tăt, ne dăm ție în seara asta în mâna ta. Și mulțumim de toată inima. Amin.